Dragii mei, azi avem un nou episod din seria M-am săturat să stau în chirie și caut să-mi cumpăr casă Aici avem un apartament de 4 camere În Cluj, bineînțeles Că m-am Cluj sunt prețurile astea Foarte mândră firma De, asta, agenția de imobiliare A pus logo pe nu mai vezi nimic, da Văd aici o cameră foarte aglomerată pot spune că bărbatul are 13 cucuie la activ, decât ori i-a dat nevasta cușa în cap, el lucrând de acasă. Iar ea uită mereu că el e acolo, exact la pușă și lucrează la birou. Da, o, o cameră foarte înaltă și cu de toate, vedeți, care tot ce se poate. Da, asta e altă cameră. Văd că aici se sare la trambulină. Deci uite, Soale, peste tot. Marie, ce fac cu... Cu rochia Pune-o pe ușă, dragă. Copor și mâine. Uite, a pus haine pe ușă. Cum să pui haine pe ușă, mă? Ia uite, lângă pat, acolo a pus și... Uh, haine la uscat. Da. Deci, per total e o cameră foarte mare, deși e, e aglomerată, ca să zic așa. Da, aici avem o baie, cu capac de veceu de la Jumbo. De la ieftin de tesuipele și crapă. Aici avem o, o, cameră secretă. Deci pe aici ai intri și te duci. E un univers paralel. Ca să știți. Eu duc, uite câte ațipil de deci aici a pus ațipil de alea de la croissant. Chipicau, ce picau, ce-s astea? Bă, pe frigider se pun magneți în țările unde ai fost. La ținaia la... În Palma de Mallorca. Da, nu vreau să știu de câte ori și coastele, cu colțul ăsta de la mașina de spălat. Da. Văd care curte afară, nu o să pună hainele la uscat afară, le, le ține în casă. Aici. Vasile! Adă tu un pix, că mi-a cerut asta de la agenție să-i fac schița acasă. Ia de pix încoace. Stai că nu scrie. Așa. Ia să-i fac camera 1, camera 2, gata schița. Uite mă, am făcut o schiță din pix. Hai că-ți fac eu o schiță din pix. Da, voi ce părere aveți? Merită 200.000 de euro janghina asta?